Clash Royale, partea a doua. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip de Clash Royale. V-a plăcut mult clipul trecut? Așa că mai facem, băieți. Dacă strângem din nou 700 de like-uri cum am făcut ultima oară, mai punem un episod de Clash Royale. Mai băgăm 1000 de euro. Hai că am băgat 1000 de euro, n-am băgat niciun ban, băieți. Dar am văzut că v-a plăcut clipul. Așa că astăzi avem niște... dale. Ok. Chesturi, avem chesturi, băieți, pentru că s-a făcut nu știu ce update și pot să recuperez chesturi cumva de aici, de la arene. Deci am băgat hack-ul direct. Nu uitați să vă abonați și pe acest canal, deoarece mă ajută foarte mult. Bă, începem frumos cu un silver chest și după vedem ce chesturi mai avem. Hai să vedem, poate ne pică vreo legendară. Ia uite, ce e ăsta? Wild card. Nu știu la ce mă ajută, trebuie să-mi spuneți voi acolo în comentarii, pentru că nu mă joc jocul ăsta. Doar am văzut că am niște chesturi, așa că am zis să fac un clip frumos. Ăsta îi dau unlock, nu-l deschidem fix acum. Hai să mergem prima oară cu aceste crown chesturi. Avem niște crown chesturi și 1000 de gold. Ne îmbogățim, să vină banii. Ia uite, 130.000. GG Becali direct sunt. Hai să mergem să luăm aici crown chesturile. Poate pică vreo legendară. Două gemuri, bine, bine, bine. Bine dacă vrei. Din nou wild card. Rascals pe care nu-i folosesc. Bag asta gumă, de-aia 50 de bani, 5 gume. De-aia turbo, nu știu. Hunter și Mega Minion. Nu folosesc Mega Minion. Mie îmi trebuie, frate, ceva ce folosesc. Hai să vedem. Poate de data aceasta îmi pică ceva ce folosesc. Din nou primim gemuri, ușor, ușor facem ceva gemuri. Facem gemuri, băieți. Vindem contul. Oooo, execuționerul. Cred că aș putea să-l updatez pe ăsta. Cred că e o carte destul de OP sau cel puțin în trecut era. Dacă bagi o tornadă, execuționer, nu mai trece nimic de tine dacă știi să le folosești. Bun, Hog Rider, bun. Dani Mocanu aici direct ne pică, băieți. Mergem mai departe, deschidem încă un chest. 3 gemuri de data asta. M-au mi-a dat 3. Sunt mai special, contul ăsta e, cum v-am zis eu, hecuit. Avem Gardienii Galaxiei, așa frumos. Barbarian Ha... O, legendară! Legendară din Crown Chest și avem... Prințesa! Ce prințesă e asta, frate? Aia din Let It Go, cum se numește, mă? Elsa. Elsa sau... Elsa sau... Tinkerbell. Am stat să mă gândesc ceva. Prințese Disney. Bine, bine, ne pică legendar aici, băieți. Hai să vedem... Mai departe, poate mai avem noroc la încă o legendară, cum ar fi? Nu avem, nu avem noroc, însă îl primim aici Giant Skeleton pe care clar n-am cum să-l folosesc și nici Battle Healer, nu știu mai exact ce e Battle Healer. Mergem mai departe, primim încă un wild card, sper că sunt bune aceste wild carduri. Încă un wild card. De data aceasta e unul portocaliu cu galben, așa frumos. Royal Recruits, nici pe astea nu le-am folosit niciodată. După cum puteți vedea, avem level 1 și Giant Snowball. Și cam atât cu crown chesturile pentru acest clip, însă avem aici alte chestii destul de șmechere. Primim 2500 de gold și vine Magical Chest-ul. Magical Chest-ul, din câte știu eu, Magical Chest-ul e destul de OP. Haide mă frate, dăm ceva să-l uimesc pe X-Slader că mi-a picat. Dacă se mai joacă X-Slader Clash Royale, poate se joacă, băieți, dar nu mai vrea să posteze. Royal Hogs, am văzut că e o carte destul de OP, însă am de-abia level 3 și nu l-am folosit. Earthquake, direct, cu tremur, tremur direct, de 20 pe scara Richter. Și Goblin Giant. Uitați-vă cât de urs sunt goblinii ăștia. Am mai zis și episodul trecut, dar n-am ce să mă, chiar sunt urâți. Alegere grea. Ce să aleg, ce să aleg, ce să aleg, merg cu... Hai că merg cu Tesla, băieți. Avem și un Giant Chest. Sau nu e Giant Chest? Nu cred că e Giant Chest. Cred că e alt chest, dar nu știu cum se numește. Gold, primim gold. Încă o dată wild card. Nu știu de ce au băgat cartonașele astea, dar mi se pare destul de useless după cum arată. Poate nu sunt totuși. Mini P.E.K.K.A. Și Dark Prince, Prințișorul. Ne pică Prințișorul. Ne-a picat mai devreme și Prințesa. Cuplu fatal direct. O să scap de... Prinț. O să scap de X-Bow. O să scap de Cannon. Și Goblin Barrel păstrăm. Și o să scap și de P.E.K.K.A. O să scap încă o dată de băiatul ăsta și rămân cu goblinii și cu Royal Hogs. Colectăm încă o dată wildcard-uri. Deci avem foarte, foarte multe wildcard-uri. Colectăm 2750 de bănuți. Aici voi alege ciudatul ăsta, poate e bun ciudatul ăsta, nu știu. Bănuți încă o dată. Un epic chest din care ne va da P.E.K.K.A. Lightning, Clona și
și Barbarian Barrel. Mama, slabă, pe niciuna n-o folosesc. Bă, dar am de colectat ceva, deci uitați-vă câte chestii am de colectat, băieți. O, ce mod drăguț, frumos, pace, pace în lume. Mergem mai departe, vom lua oglinda. Bă, deci ne îmbogățim, băieți. Mamă, și uite ce vine. Mare chest-ul legendară. Sunteți gata, băieți? Nu cred că știți ce urmează. Nu cred că știți ce urmează. Ce o să-mi dea aici, oare? Wildcard-uri peste wildcard-uri. Câte legendare sunt? 8 legendare? Nu mi-a dat legendare acum. Wildcard legendare, ok. Oooo, bine, goblinașii, luăm goblinașii, frumos. Mergem mai departe, o să luăm Mega Minionul. Ai Spirit, goblinii. Ha, 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 ha. Decizie grea. Dar goblinașii aleg, băieți. Chiar dacă nu-mi place mie aspectul lor, trebuie să iau, trebuie să iau. N-am cum să nu iau. Racheta, să mergem pe Marte sau pe Lună, unde vreți voi. Execuționerul, poate o să-l upgradăm și legendara noastră. Avem de ales dintre două legendare. Goblin Barrel este o carte pe care o folosesc, așa că o voi alege desigur. Moartea mea, goblinii. Și... bă, pe asta nu o am, deci mi-a dat Graveyard, care e slab, rău de tot, e, cred că cea mai slabă carte posibilă dintre legendare. Și o să luăm cartea aceasta nouă, fetița asta care stă pe un câine sau o capră, nu știu ce naiba e. Ăsta e Giant Chest, stai tot chest de la de mai devreme. Gold, Elite Barbarians, Wizard și Clona. Scăpăm de Clona, scăpăm de Giant, scăpăm de Tornadă. Lăsăm Witch-ul, scăpăm de tipul ăsta. Și cam atât rămâne. Sau nu? Slab. Cam atât, băieți, cam atât cu chesturile din această zi minunată. După cum puteți vedea, avem 161.000. Dacă vreți să mai facem Clash Royale, să încercăm diferite deck-uri sau ziceți-mi ce vreți să facem în Clash Royale, spuneți-mi acolo în comentarii dacă vă place jocul acesta, ce ați mai vrea să facem, să jucăm turnament. Nu știu, chiar nu știu ce să fac, să încerc diferite deck-uri. Spuneți voi acolo în comentarii, băieți, și asta o să fac, dacă văd că vă place. Nu uitați să vă abonați, cam atât cu acest clip în care am deschis chesturi. Nu uitați să vă abonați, deoarece mă ajută foarte mult. Eu am fost Gianni, v-am pupat.